Asociația Don Orione din Comuna Voluntari, județul Ilfov, este casa a 60 de bătrâni, a 27 de copii cu dizabilități severe din mai multe județe ale țării, inclusiv Giurgiu. Această asociație include și un centru de zi pentru copiii cu autism. Problemele cu care se confruntă acești oameni au sensibilizat de-a lungul timpului foarte multe persoane care le-a sărit în ajutor ori de câte ori a fost nevoie. Mai mulți copii din Giurgiu și București care urmează cursuri de muzică la Colegiul Național de Arte Plastice din Ulipati le-au oferit beneficiarilor acestui centru un concert de Crăciun. La ce instrument cânți tu? La pian. Și de cât timp cânți tu la pian? De un an. Îți place să cânți la pian? Da. Ce melodie vei interpreta tu astăzi? Astăzi voi interpreta Drum de țară, Șostakovici și Jingle Bell. Toate că problemele de sănătate cu care se confruntă bătrânii și copiii sunt foarte severe, aceștia au primit cu foarte multă bucurie cadoul muzical al micuților. Servim comunitatea și din orașul Voluntari, dar avem prieteni foarte dragi în Giurgiu. Eu locuiesc în Giurgiu, de altfel, și ne bucurăm foarte mult pentru acest cadou minunat pe care îl primim din partea copiilor din Ulipati. Trist că ne aducem aminte de astfel de oameni doar în perioada de Crăciun. Am gândit să organizăm acest concert de Crăciun, să facem o bucurie bătrânilor care se află în acest centru. Sunt copii cu dizabilități severe, sunt 20 ceva de copii abandonați și 70 de bătrâni care sunt cazați aici în acest centru. Și să le facem o bucurie, să le facem cât un mic cadou și să le cântăm un cântecel. Cu ajutorul unor sponsori generoși, micii muzicieni au reușit să dăruiască bătrânilor și copiilor cazați în acest centru câte o punguță cu mai multe cadouri specifice Crăciunului. Mai mult din concertul de Crăciun organizat de elevii Colegiului Național de Arte din Ulipati veți urmări într-o ediție specială imediat după jurnal.